Salutare tuturor, sunt Alex Velea. În ultima perioadă în mediul online au apărut foarte multe întrebări despre relația mea cu Lino și Mario, despre plecarea lor din Golden Boy Society și despre cea mai sinceră și frumoasă prietenie dintre Lino și Abby. Un răspuns concret până acum nu a dat nimeni, doar înțepături pe Instagram, de aceea fac acest video pentru a clarifica situația asta deloc plăcută. Vreau să vă spun adevărul, nu vreau să aduc prea multe acuzații pentru că nu e o situație plăcută, nu vreau să dau un oameni pe care i-am iubit și care au crescut lângă mine, lângă noi și pe care am considerat familia mea. Vreau să vă spun partea mea de adevăr și mai departe concluzia o să o trageți voi. Povestea celor doi pe scurt sună cam așa. În momentul în care noi ne-am hotărât să-i luăm în casa noastră, în care au locuit, în care au crescut vreme de 4 ani, lumea se întreba oare ce e în capul nostru, pentru că în această industrie lumea renunță foarte ușor la tine, mai ales după un an dacă nu ai succes. A renunțat la tine imediat. Eu și Antonia n-am ținut cont de șansele aproape inexistente care le s-au acordat. Am văzut în ei talent, ambiție și ne-am dorit ca acești copii să reușească. Nu o să intru în detalii cu ce am făcut pentru ei, pentru că ei știu mai bine. O să vă spun doar atât. Le-am oferit exact ceea ce îmi doream pentru mine în copilărie, sprijinul cuiva care să mă ajute și să mă ghideze în această industrie. După mai multe încercări și eșecuri care s-au întins pe mai mulți ani, într-un final băieții au reușit și cu toții ne-am bucurat de reușita lor. Atunci toate aveau sens, toată lumea a înțeles exact de ce am avut atâta încredere în acești copii. Am fost foarte fericit și încă sunt fericit că și-au văzut visul împlinit, și anume acela de a le fi recunoscute meritele de a avea faimă și succes. Doar că faima și succesul, din păcate, au puterea de a-ți influența caracterul. Și dacă ești slab, o să începi să crezi că ești ceva intangibil, superior celor din jurul tău. Practic, nimeni nu te poate contrazice. Acest tip de atitudine a deranjat multă lume, iar eu am fost nevoit să-mi pun reputația în joc, să rezolv aceste probleme cu artiști sau cu diverse persoane, probleme pe care ei le-au creat, mai ales Lino. De ce nu mai sunt Lino și Mario la Golden Boy Society? Hai să vă povestesc. Văzând această transformare a lor, am sperat să nu se întâmple ce s-a întâmplat, dar cumva mă așteptam la treaba asta. Una din probleme e că ei și-au dorit să rămânem la Golden Boy Society doar noi trei, Lino, Mario și eu, Alex Velea. Deși atunci când au venit ei în formulă era și Rashid și John Băiat Bun, prietenii mei cei mai buni, artiști care de altfel i-au susținut și iubit. De la bun început și Lino și Mario au știut dorința mea de a ajuta și pe alții, exact cum am făcut și cu ei. Sunt cel mai fericit când văd că pot să-l ajut și pe altul să-și împlinească visul. Când am făcut Golden Boy Society mi-am dorit să creez o familie în care să ne sprijinim unii pe alții, să ne ajutăm și când suntem pe val, și când cifrele scad. Însă Lino și Mario, în momentul în care au dat de faimă și atenție, au uitat de aceste lucruri, iar prin acțiunile lor au arătat că nu-și mai doresc să facă parte din Golden Boy Society. Punctul culminant a fost atunci când ei au încercat să mă forțeze să investesc în anumite proiecte de ale lor în care eu pur și simplu nu am crezut, puteam să mă opun din punct de vedere contractual, dar nu am făcut-o, piesele s-au lansat, iar eu mi-am dat seama că drumul nostru împreună nu mai poate continua. Nu cred în dragostea făcută cu silea, nu cred că lucrurile se pot face cu forța. Deși, repet, contractualii au încă niște obligații față de mine, de azi înainte nu mă au, sunt liber de contract. Băieți, să fiți fericiți. Nu vreau să vă urăsc, vă iubesc. Dacă ar fi să mai fac încă o dată treaba asta, aș face la fel. Recunosc, sunt puțin dezamăgit, dar asta e viața. Multă baftă! Iar premiul pentru prietenia anului 2020 merge către Abby și Lino. Cum puteți, mă, băieți, să vă dați mari prieteni când acum câteva luni tu, Abby, îl înjurai de morți pe Lino și tu, Lino, îl făceai pe Abby gunoi? Dar știu, de dragul cifrelor, Lino, tu ești gata să lingi unde ai scuipat. Uiți că acum câteva luni omul ăsta ar fi făcut orice ca să te distrugă și acum pozezi în prietenul lui. Mi se pare josnic. Nu-mi imaginam că poți să te duci atât de jos, dar uite că poți. E trist că pentru niște cifre, tu ești în stare să scalci pe demnitate și să te asociezi cu unul care vrea să te distrugă acum câteva luni. Cu trădarea asta, cu prietenia asta falsă, se încheie și prietenia noastră adevărată. Eu și Antonia te-am ajutat din suflet și ne-am dorit ca tu să te dezvolți așa cum trebuie să se dezvolte un artist. Îți urez tot binele din lume așa cum ți l-am urat tot timpul, te-am văzut mereu ca pe copilul meu, ca pe fratele meu mai mic. Dar nu ai idee cât de prost dă să lingi unde ai scuipat. De la Abby mă așteptam, dar la tine nu mă așteptam să poți să mergi atât de jos. Cam asta am avut eu de spus, am făcut acest video ca să nu mai existe întrebări și confuzii. Mai departe îmi doresc să încetăm odată cu tot hate-ul ăsta. I-am rugat și pe frații mei de la Golden să înceteze cu jignirile și apropourile, pentru că nu ne fac cinste aceste lucruri, nu ne place scandalul. Același lucru vă rog și pe voi să încetați cu hate-ul. Nu vreau să mergeți să-l hate-uiți nici pe Mario, nici pe Lino. Dacă vreți să-i susțineți, faceți-o, dacă nu, nu. Noi băieții de la Golden vom munci în continuare, ne vom concentra pe muzică, pentru că asta iubim, asta știm să facem cel mai bine. Vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine până la final. Acesta este adevărul adevărat. Concluziile le trageți voi. Sunt Alex Velea. Vă pup!